Păi să... Da. În ce am investit aici? Deci uitați-vă, vă rog frumos. Eu uite-mă, ăsta n-are kilos pe el, bucată. Am venit lângă tine, care sunt următoarele două dorințe? Sărmâna, Ramona nu o să vină în seara asta acasă. Adică, de ce? De ce? De dragi. E înainte cu o oră. Dispariție de nod. Ăla mare e acum în Anglia, are două facultăți. Păi nu, ăla... Săptămâna viitoare mută schela pe a treia facultate. Bani! Stați-mă, bravo, salută! Bă. Mulțumim, vă rog să mai retrageți. Am inventat eu niște rețete, cum e canguru, cum e... Alea, mă, de... Ducan. Ducan. Am văzut poza cu tine cu una gagică, mă. Ca lumea de tot, ai văzut la nuntă? Ca lumea ce, ca lumea? Ea sau poza? E gagica ca lumea. Seamănă cu Lidia Bublele aici. Să mor eu. Băi, a plecat acum ca fel. A plecat în ația. Ia-ți astea și arată. Așa nu șipsuri, bă. Nu suca, mă. Vrei și tu? Doamnelor și domnilor, magicianul Robert Tudor. Bună dimineața tuturor! Bună, bine v-am găsit! Ce mai faceți? Salut, Răzvane! Ai încoace și tu! Lasă-l, lasă-l acolo! Vino, Răzvane, că am pentru tine ce dracu, că... Băi, de câte ori mă uit la voi și vă văd, singur, mă, tot timpul singur, o să mă întrebați ce e cu mine aici! Da, ce... De ce sunt aici? Ce, de ce am adus pentru toți băieții singuri care stau în fața televiziunilor și o frec în casă! Canapeaua. Ce? Am venit cu un replici de agățat care merg 100%. Bombă. Bă, n-ai schiși. Bă, ce știi că tine, mă. Bă, dacă nu de noi, măcar de copiii tăi, mă, care se uită la... Lasă, bă! Crezi că se uită copiii lui la... Le dau voie la internet, bă. De soția ta care ne privește acum și care și-a făcut pomană pe lumea asta când te-a luat de bărbat. Apropo, ei am putut să-i dau tag, ție nu. Apropo, păi dacă mi-ai dat blog pe Instagram, ce vreau să zic? Da, blog pe Instagram? Da, da. Mi-ai zis că te ocupi de magie, te chemăm vinerea, sunt și copii acasă, bunicuțele. Răzvane! Dani. Răzvane! Nu, zi mie, că eu te-am întrebat. Avea replica setată pentru el. Deci, Răzvane, te văd așa, singur și supărat. Am adus câteva tehnici, uite, la fost elevul meu, da? I-am zis, schimbă-ți dracu șosetele alea, să te placă și pe tine fetele, mai fă poze cu câini, cu pisici, uite, Lucky, la fel, arată, să vadă toată lumea. Da, mă, da? Lucky cu trifoi ca să ai noroc la fete, da? Și în primul rând, atitudinea, veți vedea astăzi, atitudine, deci din partea... Tu ești un consultant pe materie de... Consultant, expert. De... Expeci. Un consultat pe materie de atitudine, de stare, de vrăjeală, de how-how, de bau-bau. Ce faci cu guma aia? Guma o să arunc. Deci atenție, te duci la ea, să zicem că e Prada, da? Ramona, scuză-mă, sar. Deranjezi? Rămâi acolo, oricum, că... În club, undeva, tot timpul mai sunt vulpoi care să mănânce Prada, da? Dar? Nu, adevărat, Vlana nu și-o schipă. Aia e pe lupa asta. Deci te duci după aia. Eu eram la bar, da, singură. Da. Aolo, ia uite, am venit lângă tine. Care sunt următoarele două dorințe? Adică ea m-a dorit pe mine. Am înțeles. Că... Da, mai încearcă un text. Atenție. Tu te duci, ea se uită. Și da. Eu. Gândește-te și tu puțin, deci dintre toate fetele de aici, eu am ales să vin la tine să vorbesc cu tine, cât de norocoasă poți să fii. Nu, e slab. O privești noi, Răzvane. Nu băga pe aia cu tatăl tău, ar trebui să... Nu, mă, bă, vin cu originale 2021, ia uite. Te uiți cu cheia de la mașină, cu cheia de la mașină, dar te uiți în ochii tăi. În ochii ei, scuză. Dar unde e cheia de mersă? Scuză-mă că mi se încurcă, o să-mi dau guma jos din gură, o pun și aici în mâncare. Nu pune! Atenție, te uiți în ochii ei, da? Ea nu știe că ai super mașină acasă. Oricum, dacă n-ai super mașină, zici că ai uitat-o acasă și ai luat doar cheile cu tine, că trebuie să vezi că nu. Și... Ramona, nu poți să crezi, deci culoarea ochilor tăi
are fix culoarea mașinii merțanului meu. Deci, adică... Are culoarea mașinii mele, adică îi zici și marca ca să vadă că stă cu... Și dacă e ceacâr? Ceacâră? Nu nimic, mă, că tu îți faci culoarea. Bă, cearcă ceva, hai să te crezi. Deci fii atent, Ramona. Ia. Bă, deci mă uit la tine. Așa? Te-ai curentat când erai mică, mă? De ce? A răstrâzne să... Hai, mă, ce dracu. Ia, ia, ia altă variantă. E telefonul tău? Nu, e al meu, uite-l pe al meu. Ah, scuze. Hai să sunăm repede pe mama ta. De ce? Alo? De ce? Să rămână, Ramona nu o să vină în seara asta acasă. Adică, de ce? De drace, bă, dacă... Bun. Robert... Sau, atenție, atenție, da. Uite, ceasul. Ultima. Asta e ceasul meu magic. Spune că n-ai chiloți pe tine. Stai, mă, că am continuare. Și tu zi, că ba am, zi. Ba am. E înainte cu o oră. Asta e bună. Ia, mă, mă, că mă, mă, mă. Nu. Asta e bună. Traduce! Vino cu acel, băi. Numere de magie sunt special concepute. Mai am două super tari. Ai numere de magie cu care poți să agăți? Da, băiatule, deci la sigur, atenție. Dar unde te tot... Dați-mi voie să vă arăt. Deci așa ceva n-ați mai văzut în viața voastră. Mă vezi pe mine pe replici de-astea? Da, mă, le am pe toate, ce n-ai vii. Fii atent, o să iau prima dată, o să facem o dispariție de nod. Da? Și da. Se ia o dispariție de nod. Da, pentru prima dată în România o să fac o dispariție de nod. Nu de om, de nod. Două eșarfe. Stai așa să le punem aici, să se vadă. Da? Unde le-ai? Măi, măi. La chiloți, așa. Ramona, vreau să te întreb. În primul așa. Rând. Ia uite. Două eșarfe normale. Se leagă eșarfele între ele. Unde ai văzut asta? La Las Vegas? Da, mă, la Las Vegas, da. Da. Și ce vreau eu să vă zic este că cu asta poți să cucerești asta. Se vede nodul? Se vede nodul, da? Nodul vreau să fie aici băgat. Nu, stai mă, nu! Potoliți-vă, da, măi! Lasă-mă! Ai ținut vreodată o baghetă în mână? Am mai ținut! E vorba de, da, de magician? O să dau bagheta mea magică? Dă-mi, Doamne! Ramona, ții bagheta exact așa și lovești de trei ori. Ping, ping, ping! Și nodul dispare, da? Deci în momentul când lovești cu bagheta de trei ori... Hai zic că ai mai ținut baghete magice, măi. E la fel, e până încălzire. Ce mă? Uitați-mă, așa e bagheta. Ce scuze, bine, este show-ul pregătit ține, pentru Dragobete. Ține și lovește de trei ori, ping, ping. Ești căsătorită? Mai ești, mă, cu băiatul ăla? Îți dai seama, da. Că se vede, nu? Că am fost și nu mai sunt. Ei, de asta i-ai lăsat pe ei, cred că se vede, da. În fine, hai să-ți dau o altă baghetă. Sau lovești de trei ori, lovești de învârț, lovești de trei ori tare. Paște. Să ciornesc omule. Dacă nu, puteți încerca cu această baghetă magică. Roșu se potrivește, dă-i, lovește tare să audă. Ping, 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 spune ping, ping, ping. Zi. Ping, ping, ping. Da? Ține, Eristei, ține, te rog, strâns de aici. Strâns. Și iată cum nodul dispare. Deci n-ai și tu, dă firmă pe tine. Și acum, atenție aici. Ce scrie? Ține-te rog, ține-te aici. Da? Stai că se trage asta, că e larg. 1, 2, are bagheta acolo. Ta-da! Oi, de luță! Deci ele sunt înnebunite după așa ceva, da? Ele sunt înnebunite după... Cine mai cade mai în plasa asta, băi? Robert, cine mai poartă așa ceva? Asta au tot scos izmenele. Așa e la numărul de magie. Scuze, te uși pe tine cum a luat-o pe Analescu? Nu! Zi, cum ai luat-o? Cum a luat-o? Nu, lasă. Bun. Ce? Avem o sfoară normală. O să vedem dacă ea este... dacă ea este aleasa sufletului meu, dacă e cu bagheta. Că dacă a căzut la baghetă, trebuie să trecem la sfoară. Da. Deci o să facem această sfoară să stea dreaptă. N-am învățat nimic pentru asta. Facem această baghetă să stea dreaptă. Ia, pune mâna pe ea. Dă-i drumul.
Nu, ea încearcă, încearcă cu ăla, cu mângâiatul. Ia, mângâie sfoara. Așa. Hai, lasă, dă-i drum. Băi, deci ești ca lumea, Raolo. Băi, tu trezești morții. Aveai îndoieli privind la unde. Numărul de astăzi nu e. Am auzit că 3 minute, da. Așa, mai avea. Deci, și 5 minute că l-am batat. Ultimul, fără tentă. Când zice că e ultimul număr de magie, chiar... Dacă ea nu cedează, dacă ea nu cedează și nu cedează, zici că ai probleme de sănătate. Da. Și că poți fi readus la viață doar prin respirație gură la gură. Așa îi zici. Da, și zici, Ramona, am probleme de sănătate grave, grave. Eu nu mai pot respirație gură la gură. Dă-i cu, drum. Cu limba, cu limba, dacă e. Bă, ridică-te, mă. Asta ridică-te. Este... Da. Ia, dacă nice. Nu merge așa, asta e... Băi, și dacă nu mai caut... face respirație bușon la bușon, ce faci? Mamă, ce bine ești pe corp! Mamă! Ai și tatuaj? Mai bagă Michi și mie melodia. Dacă o faci pe asta, o omor. Și mai aveam una cu flori. Ultima. Deci atenție, ultima e cea mai bună. Asta cu flori, stai așa. Băi, Robert, ce naiba, mă? Ia, încă o dată. Da, nu știu dacă ne vedem. Ia, mai tare muzica, Michi. Ramona, când te văd pe tine, florile înfloresc. Sau se ofilesc. Ia, sărută-mă. Te glumesc. Acum ai o... Mai e o variantă, dacă ea nu te pupă, ce zic, miserie. Bă, auzi, dacă nu te pupă și nu te pupă, zic, bă, măcar pe obraz. Ia, te pupă pe obraz. Stai, și zici, stai că voiam să zic ceva, că tu și tu te întorci. Da. Nu ți-a ieșit. De ce le mii de scuze? Da, data viitoare, dar ești trecută până viață. Aia e problema. Bun, dragii mei, se poate să fi fost ultima... Bagheta magică, ia ține, dragi. Se poate să fi fost ultima apariție a lui Robert Tudor. Așa sta. Așa cum uite a fost. Uite-mă, ce înseamnă. Ce vă? Dă-le mie. Oh, bravo. Ia, de și la mai. Bun. Nu mai ce a fost odată? De seară vă uitați pe internet. Dacă... Pun eu filmuleț pe YouTube. Da, să-l pui lângă ultima oară la măruță, să pui și ultima oară la măruță. Ca să fie una lângă alta. Bun. Nu, cred că au fost prea deplasate glumele. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Atâta, doar că te-au sunat de la autobaza militară. Bun, despre decorațiune, nu vreau să știu. Mușchii lichenii. Mușchii și lichenii. Noile materie de decorațiuni interior. Locul de picere. Ce? Dar cum poți să faci asta? Că ai fost viața ta la sală. Tu ai fost viața ta la sală. Cum poți să faci asta? Păi fac tati flotări. Fac fiecare zi aproape 2-3 flotări. Tati. Revenind la mușchi și licheni, noua variantă pentru decorațiuni interioare. Cum se prezervă aceștia, dar mai ales cum se realizează aceste decorațiuni. Nu mai stați! Puneți în practică replicile astea de agățat. Că mâine pe mine vedeți în obetele. Momentele ce urmează, asta vă rog. Asta cu ceasul e tare rău de tot. The magic one! Are you ready to rumble? Bine, un percut, un percut, un percut! Jos, mai jos, ca să mai mic! Pe acolo, bă! Scuze, frate! Stai, bă, stai la loc! Rău, l-am antrenat să fie rău! Stai-mă liniștit, mă, băiatule! Ține palma, ține palma, ține palma! Bă, obosește până ajunge ring ăsta! Doamnelor și domnilor, o plăcere să stăm de vorbă cu un campion mondial! Unde ți-e, mă, centura? Și deodată cu el dați-mi voie să vă prezint și sponsorul său în personajul, în persoana lui Dorian Popa, stăpânul lui Cheluțu. Practic este acest Don King, după cum îi arată și freza
Don King-ul showbiz-ului românesc. Da, da. Așa mângâie țestoasa. Foarte bine, foarte bine. Este ringul pregătit aici la Casa Rusu. Bănuiesc că oamenii ăștia au avut toate sufragerii, bucătării, camere de zi, dormitoare, dar niciodată un ring de box în showroom-ul lor. Hai, vino, te rog, că una vorbim și alta faci. Nu e o problemă. Ia-o pas. S-a aruncat mânușa, doamnelor și domnilor. Don King este prezent. Lăsați muzica mai încet, că nu mă pot auzi ca cu ochi. Vino, mă, pe aici. Stai așa, că nu mai pot, mă. Ce? Ai rămas? Lasă muzica mai încet, că nu mă aud. Mai culița mea. Întoarce-te și tu spre cameră. Am făcut cu numere de magie și cu asta. Dar n-am făcut cu... Dă-mi apă, dă-mi apă, dă-mi apă. N-am făcut, mă. Băi, zi-mi așa, zi-mi așa. Deci de la repetiții cu alergat cu asta. Tu ce la ce categorie te lupți? Deci eu te-am prezentat un greu, dar cocoș. Ești cu cocoș, măi. Eu sunt la categoria cocoș, că era înainte. După freză. Înainte eram la categoria pană. Așa. Și acum m-am schimbat. Și eu mă duc la olimpiada de la Tokyo. Te duci tu la olimpiadă. Am obosit să mor eu. Te văd mai bine. E sponsorul tău. Sponsorul meu, care mulți fani, mulți urmăritori. Așa. Ca să vină și la mine fanii și urmăritorii lui, ca să mă urmărească în ring, să vină, bă, ca pe stadion. Bă, n-ai nicio șansă, ăsta face chestii în fiecare zi. Păi da, asta e sponsorul meu. Aha, aha. Așa. Și eu ce fac? De fapt, eu nu trebuia, eu trebuia să stau acasă. Dar ăla Michi dă muzica mai încet, că mă dor urechile. Deci mi-a dat unul odată cu ăla în ureche, cu bămânușa, a căzut de mamă. Deci fii atent, eu ăla... Vrei să tragi un pic aer și să vorbesc cu sponsorul tău ca să te liniștești? Am venit aici la voi, pentru că la voi am venit aici la voi. Ce? Te spun primele noutăți. Da, în materie de... Vă spun că eu o să reprezint România la Jocurile Olimpice de la Tokyo! Aplauze! Păi ai zis asta... Stai, mă, liniștit. Deci, mă duc la Tokyo, pentru că ăla care trebuia era superstițios. Cum era, mă, superstițios? Purta o de-asta de cal în mânușă, ca să nu... O mânușă de cal? O mânușă de cal! Deci, o potcoavă de cal, purta mânușă, că era superstițios. Și l-au găsit. Și când ți-a dat, ți-a făcut ochiul. Mi-a dat, dar am repritat, că m-am boxat cu el. Păi, stai. Banii cu tine, mă? Nu, mă, nu, las, că nici băcar nu i-ai băgat. Stai așa. Hai să mă văd cum boxez. Deci, eu am boxat voi acum, cu el. Voi aici v-ați cunoscut, adică... Pupă-țestoasa să ai noroc. Deci, eu zic așa în felul următor. Ia zi, mă. Deci ăla era superstițios, ținea o potcoavă de cal în... Asta l-au și descalificat. Că ultimul meci l-a avut cu mine. Așa, și? Și l-au descalificat pentru că era superstițios și a găsit potcoava. Am înțeles. Așa. Și oricum și eu l-am speriat rău în runda a treia. Na, ce rău făcut? De moarte l-am speriat. Adică? Păi era să mor. Ți-a dat de te-a julit. Da, s-a speriat săracu. Am înțeles. Era pușesc pe acolo. Continuă. Și am prosopul de reveneală. Da, scuze. Ia, atenție! Sânga, uve, a! Stai așa, Ramono! Deci, atenție, vine! Mi-am luat-o și de la Dorian, mi-am luat și de la Magic. Asta când leșin, atenție, când leșin, arată prosop. Eu sunt leșinat, nu pe mine. Bă, am dat atâția bani pe el, băi! Okay. În ce am investit aici, deci uitați-vă, vă rog frumos. Eu uite-mă, ăsta n-are chilos pe el, băcat. Dorian Popa n-are chilos pe el. Mă jur pe mămita mea. Să mă dea Dumnezeu sănătate. Să mor eu. Nu mai las, stai. L-ai văzut pe încheluțul? Da, mă, n-am ce vrei. E noată cheluțul. E noată liber chiar. Da, să mergi și tu. E la televizor, da. Dorian, și tu. E freestyle. Atârnă cheluțul.
Bă, eu n-am știut. M-am uitat ca prostul, că eram obișnuit cu Ramona. Hai. Păcate ai. Fericire n-ar. Magie. Da. Așa, am și numele. Vezi că ți-s eu cad. Vino un ring, vino ring cu fundul la televizor, ai fundul ăsta cu sărătuși. Am seara câteva lucruri pe care le pot învăța oamenii pentru autoapărare, da? Bagă-mi unul și la asta, pune-i casca. Deci, atenție, am un buzunar ca să vadă. Potcoava pe care nu mai folosesc. Am plecat, nu mai sunt superstițios. E a doua, da, dar păi una în dreapta, una în stânga. Ia, hai să ne retragem fiecare la colțul lui. Ești gata? Deci, atenție, Dani, pentru cei de acasă, vreau să urmăriți aceste imagini, mă scuzați că mi se vede și pucu. Te dau de la table, că sunt jucător de table. Las cucu în pace. Atenție, sunt diferite stiluri. Stai mă puțin, mă, bă, unde te grăbești, mă? Stai puțin. Am emoții. Concentrează-te. Trebuia să fac aia, mă. Stai la loc. Stai că dau, da. Bă, ascultă-mă un pic, eu dau semnalul și după aia tu te apuci, da? Da. Deci, hai fiecare... Da, în afara ringului, da? În afara ringului rămâne deci, doar... Deci, atenție, oameni buni! Taci-mă din gură! Da. Doamnelor și domnilor, runda... Ia. Mai jos, Ramona! Runda 1 începe chiar acum în colțul din dreapta, purtând un echipament albastru. Nu mai fă tu semn, bă, dacă eu vorbesc. Da, bă, că trebuie să bată concul. Păi, dar după ce termină prezentatorul, mă. Eu nu știu la ce concursul ai fost tu, mă, la ce meciul, mă. Nu, l-am făcut rău și nu poate să mai aștepte. Stai, mă, acolo, animalele, stai acolo. În colțul din dreapta, Robert Magi Tudor, iar în colțul din... Haide, 20! 20! Haide! Pe asta nu știam. În colțul din stânga, reprezentantul Neața, Dani Do Pitbull Oțil! Fight! Asta... A bătut gongul de-a fugit de ring, ești nebun? Michi, sus muzica! Rocky, direct, Rocky, deci, du-te pe Rocky, atenție. Nu mai. Prima lovitură... Tu-l înveți la meci. ...fermește moara. Moara. Adică te pregătești de aici. El se uită la tine, da? Moara. Ce ai dat? Ai pregătit-o de aici și ai dat-o de aici. Fac. Și acum următoarea... Atenție la picior, atenție! Au, ai dat! Atenție, dar așa, pa, pleacă! Pa, pleacă! Asta una. După care, lovitura de grație este... Aia, arată eu! Stânga, dreapta, upper cu croșeu! A venit aici picioare, pa, 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 aici! Jump! Umărul întins, să ții umărul întins, da? Să ține umărul aici, bam, te, ai întins! Piciorul întins! Scuze, aici! Stânga, da. Stânga, dreapta, un pecut și aici ai venit cu croșeu. I-ai dat pe spatelele. Le-au mort. Bun, runda a doua, de data asta lucrurile se vor întâmpla. Dă-i cu zi, vino încoa aici. Reveneală. Vino cu reveneală, ia de aici. Nu m-am mai pus. Apă, dă să-i dau cu apă. Stropește-l! Fără la valier. Mamă. Nu facem magie, că nu de-aia vei. Runda a doua, fight! Atenție! Ca cocoș! În spatele lui, în fața lui. Arunci și fugi! Aruncă! Scuză-mă! L-am făcut ca serios pe ăsta, mă. Bă, stai că tu te-ai luat în serios, vino încoa. Câștigător la puncte, Robert. Vino, mă, încoa. Da, câștigător. Vino, mă, câștigător la puncte, Robert Rudă. Deci iese, stai. Deci iese ceva de aici. Un număr de magie. Am venit și cu numere de magie. Păi, bă, hai să-l facem cu mânuși. Haideți, veniți încoa la numere de magie să se deschidă poarta. Eu, mai avem 2 minute. Unde te duci, mă? Mamă, n-ar mai pot. Asta scrie la el acasă, mă, să mor eu dacă știe că suntem în direct. Viața de sportiv nu e ușoară, ăștia nu înțeleg. Trebuie să te dedici să existe suferință. Mai ai 2 minute, să știi. Și lacrimi. Atenție, veniți, vă rog, aici. Da.
Michi, dă muzica mai încet, că... Știu, nu ți-auzi gândurile. E fantastic, așa ceva n-am văzut. Băi, deși, atent, vreau să fac acest număr de magie. Vezi ce ai băgat banii? Hai. Vreau să fac acest număr de magie, sponsorul vino... meu. Da, lui Dorian, da? Dorian, toate cărțile sunt diferite de la început și până la sfârșit, da? Corect. Tu iei o carte și eu am predicție cu acea carte aici. Așa. Adică tu nu știi, te uiți la ea, iei o carte, ia te rog o carte. Iei o carte. Ia mă o carte, nu contează. Te uiți la ea, arată-o, da? La cameră. Și să vadă toată lumea că acea carte pe care ai luat-o este fix cartea asta. Ia, arată-o să o văd și eu. Ia. E 10 de inimă neagră. Nu știu, ăsta e 3 de inimă neagră. Veniți mai aproape să vedeți. Adică să faci ce s-a făcut cartea, ea era 3 de inimă neagră. Și am prins-o de aici și am tras-o. Să lungește. Că m-a întrebat și Ramona, ce-i cu pucul ăla? Și a zis că e cu baghetă magică, e poate în prelungire. Că înainte am stat pe prelungirea Ghencea. Nu vezi, mă, n-am. Hai, mă, să lățească, Doamne ajută. Băi, Robert, una tare, tare rău de tot. Bă, dar în mine ai dat pe bune, nu l-ai dat pe bune. Zici că Dani, emisiunea asta m-a luat pe... Da, la Olimpiadă... Olimpiadă, da. Olimpiadă, hai zi. Așa, iau, deci toate cărțile sunt diferite. Da. Ia te rog, pentru că iau o carte, te uiți la ea și te semnezi pe ea, te rog să vadă toată lumea. Semnează-te pe fața ei, adică pe asta, da? Deci el se semnează pe ea. De ce fac numărul ăsta de magie? Box. Am venit astăzi cu box și o să fac cu acest box. Eu am o carte aici. Stai mă, bă. S-a semnat și eu am și o carte acolo, da? Ah. Ia ține cartea asta. Pune stop. Uite, pune cartea unde vrei tu. Pune unde vrei. În pachet, se duce acolo, da? Ia rămâne acolo. Ia, veniți mai aproape să vedeți ce se întâmplă. Ia uitați. Ia uitați cum s-a schimbat. Spun formula magică abracadabra. Biribici, popici. Pognesc o singură dată. O întorc. 5 de treflă. Iau 5 de treflă. Îl duc în interiorul pachetului. Încă n-apare prima carte la suprafață, da? O împing. Întorc. 5 de treflă. Și-a revenit ăsta, mă. Băi, pe bune, de la pumn în cap. Iau cartea. 5 de treflă. Se vede. 5 de treflă. Îl întorc. Îl duc în cea de-a doua jumătate. Împinge. Uite-mă în gură. Eu n-am văzut ce face și după aia am văzut-o în gură acolo. Era în gură, mă. Deci se amestecă, se amestecă toate cărțile. Să dăm pauză, să știi. Aha, asta e ultima, fie. Mai aveam una, dar... Da, să o lăsăm pe altă dată. Că... Atenție, ține-te rog cărțile. Aici am o carte, se vede, da? Filmați-o. Era de la început acolo. Ia uite. E cutia, da? Da, mă, era cutia, de la început. Se desface în interior. Nu o să vă vină să credeți, scot o singură carte. Cutia rămâne goală, cutia goală, da? Bă, nu mă omoră. O singură carte și deschid această carte. Băi, mâncați-a și... Băi, băi, vezi, mă, de asta îmi place. Bă, dar tu chiar ești talentat, mă! Bine, la ești praf la box. La box și la asta, ca lumea, dă. Bă, dar oamenii știau, mă, că tu n-ai chiros pe tine? Da, m-am zis mai de mult, lasă-mă că-s cu magia aici. Odată nu... Nu o să pot dormi după faza asta, nu o să pot dormi, că o să mă gândesc într-una cum ai făcut, că era cartea deja acolo când ne-am apucat de truc și uite Dorian e de față și încearcă să-și dea și el seama cum s-a întâmplat și nu o să pot dormi la noapte pentru că mi imaginez pe Popa... Da, Popa cu chelusul. De fapt, mulțumim tare mult, Dorian, rămâne alături de noi pentru că avem un joc cu premii, el vă poate mobila parte din casă, sunt trei premii, dacă le adun, este un apartament. Apartament întreg. Vreau și eu în ceva pat, moment. Rămâi care bun. Înțeleg, știu. Da, mă, știu asta. O să-ți dăm și ție un pat. Uf, hai să luăm o scurtă pauză și să ne întoarcem mai apoi cu super premii pentru cei care ne urmăresc de acasă. Sunteți la Neața, zâmbiți. Zeci de plopuri, râde în soare argintii, zeci de plopuri. Să aici, să facem frumos aici, ce faceți, bă? Ce faceți, bă, nebunilor? Ce drăgi aveți, bă, voi? Ramonu! Ce drăgi ai pe tine? Șuste astea! Bă, nu glumiți cu asta! Băi, am trecut prin asta de curând! Băi, și tactul! Te-a făcut actul! Hai, mă, să-l ajutăm, Pom! Dacă ești normal, te-a făcut ca și tu! Nu-i mai da în vârtă! Robert, cum să-ți spunem? Să-mi spuneți bossul!
Boss. Poșantier, așa mi se spunea bossul. Da. Dar... A venit aici să mă face să moară mama, să fie moartea mea dacă îmi place ce voi aici. Nu trebuie să avem și limba. Bă, dar nimic n-avem bun aici. Cine v-a făcut, mă, mâncavaci gura astea? Nu. Astea așa se pune aici? Nu. Da? Robert! A pus aici, pă... Zii tu dacă ai pus, vin ca lumea. Pune-și tu ceva să ne apucă ceva. Nu. Dă-l acolo. Robert! Partea... Da, așa. Pune-și tu, dă-mi și mie două pare că nu pot să mă apuc de mâncă altfel. Nu avem, Robert, vină încoace. Băi, nu începeți cu băutura, mă. Robert. Așa, bă, dar cum vrei, mă, să mă pun, că întrebi și nu mă întrebi. Robert, dă-mi două pare, te rog. Robert, am o... Două, ca să beau. Am, șeful, mâncare și băutură. Am o întrebare. Ia uite, băi, cireșii, bogați, bogăție. Asta știu că mi s-a întâmplat odată la lucrări. Băi, numai, Robert. Nu începe. Anoro, cu... Sănătate, să ne meargă treaba. Să fie moartea mea, adevărat. Am crezut că pune apă. Ce e aici? Cred că a nimerit sticla greșită. Da. Ai luat de sus? Da. E foarte bun. A luat de la Nicolae, bun. Deci, meștere, cum se zice? Meștere. Meștere mare. Deci eu sunt meștere mare, ca să vă zic de la început. Am fost în Spania, în Germania, până America. Zugrav. Mai pune. Zugrav, instalator. Tati, tot ce ține de casă, ți-o ridic de la azi la zero, de la zero la pătrat, până sus o ridic. Deci, Zugrav, instalator. Instalator, termopane, electrician, fac pădrea cu patul, că asta nu-mi plăcea mie acolo, când am fost în Germania, căci că să mă bag cu un singur de meniu, ori pe ferestre, ori pe termopane, ori pe astea. Dar tu nu. Eu sunt pe toate, tată, că așa am învățat de mic, eu fac pe toate, ori pe schere, mă, dată la o parte. Nu. Ori pe schere, ori pe partea asta, la altă. Ai văzut cum a căzut ăla în camă? Cum îi zice? Morar? Morar când a căzut. Nu e la căzut, a căzut altcineva. Așa cum vezi că să scoți încălzirea pardoseală. S-o scoți sau s-o bagi? S-o scoți, să nu-ți bagi dacă ai încălzire pardoseală, s-o scoți. De ce? Că te umple de varice. Eu, prost, înainte credeam că dacă faci dragoste din picioare, te umpli de varice, dar cam auzit eu într-o melodie, dar și că încălzirea pardoseală îți bagă la... La bun, haide să ne apucăm. Nu mai mâncam în timpul serviciului, că abia ai venit. Da. Robert, și curat după. Haide să ne apucăm. Să faceți coifuri? Nu. Ba da, știu. Eu nu știu. Cred că știu. Ia. Pune-mi mâna pe ăla, pune-mi mâna pe ăla! Vin încoace, aici să-l zugrăvim, că ne apucăm de treabă, ne apucăm de astea! Dar de unde... Doamna Elena, să moră, o să-ți fac... Ascultă tu la mine, doamna Elena, de nou să-ți fac să mor, de nou să-ți fac de toți banii de aici, să-ți fac frumos! De ce? Nu-mi place ce văd și nu-mi place să lucrez după altul, tată! Ori mă chem pe mine de la început, ți-am să fac treabă, ca lumea, ori nu! Ai și tu dreptate, că și la noi a durat șantierul de aici. Ce să mai... Mi-am rupt, ziarul. Învață-mă tu să fac... Când asta, învață-ne și pe noi cu coif, că nu știm să facem coif. Fiecare face coif cum... Unde bă ăla rotundul, mă? Aveam un de la unde dracu e? Și-a pierdut uneltele. Ce n-ai? Păi dacă începem cu băutură... Unde mă ăla rotundul, mă? Ăla rotundul l-am avut aici în... Ce e ăla rotund? Stai încoace, vine. Iar a plecat. Ia, dă-l încoace. Nu ăla, mă, aveam unul de hârtie. Ce dracu, bă? Nu e, bă, ăla, era din hârtie, că uite, dă-mi să vă arăt. Deci cum să facem un coif? Coif, ia. Bam, să faci așa. După care să pune asta la altul, să faci așa. Dă și ziarul. Băi, coiful e triunghiular, nu e rotund. Băi, coiful ăsta de pe capul tău. Nu mai era altul rotund aici, al pusese eu. Bă, da. Dragi. Bă, dacă l-am pus în astea, ce mama? Unde e coiful? Era unul rotund. Haide să... E prima ta lucrare asta? Nu e, tată, n-auzi că am lucrat numai pe afară. E o meserie foarte bănoasă. Copiii mei, spre exemplu, da, ca să le asigur un trai decent, deja că se câștigă foarte bine din meserie. Și uite ăla mare e acum în Anglia, are două facultăți. Băi, nu, ăla... Săptămâna viitoare mută schelea pe a treia facultate. Ajuns bine de tot, tată. Ajuns bine de tot. E bine, e bănoasă, uite. Eu sâmbătă, mâine. Mâine. Mâine e sâmbătă, sunt la Câmpia Turge cu băiatul. Am făcut un parc acolo frumos și inaugurăm. La Câmpia Turge, frumos. Ne contactează oameni de peste tot. Ți-au luat casa,
Ți-am adus sus, dar tot. Acum, pe timplărie. Pe timplărie. Auzi, ești scump? Scump? Pe timplărie nu prea. Pe toată lumea a plecat afară acum în Germania, în Spania, în America, în Anglia, pe timplărie. Sta la cor și dă la tâmplă. Da, auzi, apropo de câmpia turgi, unde să faci magie, bănuiesc? Da, tot magie fac, da. Da. Că de-aia te-am chemat. Ca să arăt numele de magie. Băi, era un ziar făcut așa, ce dracu. Tu ai dat cu el, nu mai avem timp mult, să știi. Asta, hai să vă arăt, Scuze-mă, am băut. Robert! Azi facem treaba ca lumea, oricare. Cine e Răzvan? Nu știu aici. Băi, cine e Răzvan? Dani, scuză-mă. Hai că intră acum. Așa. Bun. Deci, primul următoare. Da. Pe șantier se ascultă foarte multe manele. Manele la greu. Fără manele nu merge niciun șantier. Eu am voce. Voce extraordinară. Ce ai? Voce. Săptămâna trecută am intrat într-o formație de manele. Păi, ok. Cum așa, formație? Da, nu știu, frate, ori nu mi-am mai ținut frânele, ori nu i-am bun. Și haide să vă arăt, vină băiatul meu lângă mine, vină băiatul. Trebuie să învăț. Da. Deci el trebuie să învețe cum să pui o faianță. Că oamenii te cheamă, atenție, faianța de la început trebuie să intre și ea încadrată pe un perete frumos, da? Corect. Luați aminte, faianța intră la fix în acest perete, în acest chenar. Ce se întâmplă? Omul vine, pleacă de acasă și în momentul când pleacă de acasă, el ar vrea, cumva, ce se întâmplă? Ar vrea să găsească toate lucrurile făcute normal, da? Da. Și eu mă iau și mă apuc de treabă. Stai așa. Asta vine aici, da. Ăsta mai lung vine aici. Păi dacă ai și ăsta băut. Ăsta mai lung, ăsta în partea asta, altă, da. Să mai beacă pe șantier, să bea ca să avem curaj, frate, că te urci la înălțim de... Da, păi e și bine să combini curaj. Dragi, și ce se întâmplă, domnul Puberu? Vine omul din vacanță și zice, bă, țineți minte de gresia aia. Îmbracă-te un pic, că... Țineți minte de gresia aia din baie. Zâmbetul zice, puneți-mi-o și mie înapoi. Da. Zice. Și eu trebuie să vin cu asta că știu eu... Că eu dacă știu meserie, trebuie să pun gresia asta să se încadreze, ia uite. Yeah. Să se încadreze ca lumea, da? Eu am venit omule, i-am zis nicio problemă. Nu s-a încadrat. Nicio problemă. Stai la loc. Ce dracu ai pe tine? Ștufe, ștanche. Și acum dacă există oameni meseriași în lumea asta care să facă, să zicem, să pună ei chestia asta în interior și dacă voi reuși să puneți chestia asta, banii după lucrarea de la Pitești, banii ăștia sunt ai voștri. Nu vii, mă, pe aghiotan. Îți real, mă? Da, mă, ce deci, dacă știm să băgăm ăsta la loc, da, nu are loc. Intră în chenar acum? Intră în chenar, tată, ce să mai... Păi ți-a rămas o piesă, ca la orice muncitor. Intră o piesă de asta, dacă nu da știți, unde iau banii una. Pe asta și o bași pe asta. E, dragi, nu mă, să rămână toate, bă. Nebunule. Ce draci aveți pe voi? Ce draci aveți pe voi, băi? Șturfe, ștanche, parabeți, asta... Asta e o șustă. E șustă, băi, da. S-a rămas o gresie. Ia uite, asta se pune aici și ai venit tată cu ea aici. Lasă, bă, nene. Foarte important la sfârșit să intre pe același perete. Nu cred. Hai, bă, ce drac. 1.500.000. Bă, dar cum ai făcut? 1.500.000, bă, zi. Mă apuc acum în Dragomiriș, că eram făcut succesiunea, partajul, mă apuc de case în Dragomiriș, Vane. Luate de la zero, până sus, scuză-mă. La zero, până sus. Hai, mai arată dacă una, ai nevoie mai pentru camera copilului. Da. Pentru una, camera copilului. Ramono, hey. Fii atentă, eu vreau să-ți fac camera ta frumos, rău, de tot, cu lanțuri, cu cătușe și sus. Păi ce? Vreau, ce sus, trebuie, lanțuri, cătușe? Da, chiar așa. E bună, o văd eu. Sus vreau să spun o oglindă în tavan să te vezi ce draci ai pe tine. Hai, fă, că de-aia te chemăm de magie, nu de... Ăsta e cel mai șmecher de tot. Deci, da. Atenție, îl fac pe la tare, rău, de tot. Eu cum fac ferestre, că eu sunt as pe ferestre, da. Ia-te rog o carte. La întâmplare? Da, la întâmplare. Bă, tu îmi dai ce vrei tu. Răzvane. Spune stop când vrei, spune stop. Stop. Aici. Ia-te o carte. Unde a zis el, da? Da. Haideți să-ți arăt. Te-ai uitat la ea, arată-o la cameră să vadă toată lumea. Și pune un pachet unde vrei. Pachetul e acolo, nu mă interesează. Unde vreau eu sau vrei? Măcar Răzvan? Unde vrei tu? Da. Acolo? Așa. Nu mai găsești. Dă-mi voie să-ți arăt. Vino aici să face fereastră ca lumea, da? Să face fereastră aici. Schița. Schița, să face schița. Aici. Așa. Așa. Și pachetul e peretele și ai fereastra. Da, tati, ai făcut o fereastră frumos, ai închis asta și după care ai luat cărțile
și le-ai băgat în interiorul pachetului. Da. O să mă întrebați ce se întâmplă, domnilor, să, în momentul când se duc cărțile în interior, ia uite, chiar asta vreau să te întreb. Toate cărțile se duc în interior, tu, fără să vadă nimeni, fără să vadă nimeni, ai luat asta și ai dat fereastra la o parte. Ai văzut ce carte e? Haide, mă! Ai văzut ce carte e? Ai închis fereastra ca să nu-și dea nimeni seama, să nu-și dea seama. După care ai luat cărțile, le-ai pus jos și rămâne asta aici. Cărțe. Și e foarte important, la sfârșit trebuie să ștergi fereastra ca să nu mai vadă nimeni că te-ai uitat. Dragii pe tine! Nu mai atinge clientul. Stai, bă, să-ți fac ultima, nu mai avem timp. Ultima, stai să revin la coiful ăla pe care l-am făcut. Da. Auzi că nu mai ai timp. Doamna Elena zice că nu mai am timp. Așa zice. Vă fac de toți banii să mor eu, doamna Elena, vă fac un coif, un pom de Crăciun, ce doriți dumneavoastră aici. Eu la televizor, te rog eu. Așa mi-e... Deci noi vorba, acolo, vorba vagabonții, de... pe șantier, toți vagabonții sunt acolo. Așa. Deci noi când vedem gagici pe stradă, ce s-a întâmplat săptămâna trecută? Ia zi, bă, de a fost la doctor. Nu mai putea, avea probleme cu... Era constipat și s-a dus la doctor. Și a luat doctorul o bută de baseball și l-a lovit tare la spate. Așa și? Până s-a dat la WC, a putut să facă. Și a zis, a întrebat domnul doctor, dar ce mi-ați făcut de... Și ce a făcut? Ce să fac în continuare? Și a zis, nu te mai șterge cu hârtie de la saci de beton. Băi, nu-ți iasă coif, fii atent. Una mai trebuie, una mai trebuie. Dar nu-ți mai... Pur, pe astea mâncăm, pe astea dormim, pe ziare facem dragoste. Dar nu-i destul de mare. Bravo, m-am uitat la tine la Pepe în emisiune. Așa. Și ai zis că ai un soare pe spate. Da, ai auzit, mă, cu soarele pe spatele ei? Nu, da, spune, să rog să nu spui. Ăia care fac dragoste cu ea să vadă răsărit. E nenorocită, mă, are dragi pe ea. De asta vreau să-i pun oglindă. Băi, nu iese coif niciodată, ascultă-mă ce zic eu, că e rotund. Deci, tată, l-ai luat, l-ai făcut. Coi, că de-asta suntem meșteri. Ia uite. A făcut meșteri, ia uite, tată. Ce faci, mă, acolo? Ce să fac, tată? Coif, meșter, Manole. Băi, tu ești... Era cică meșterul Manole și zidea și vine Ana la el și zice: ce faci, meșterul Manole? Zidești? Și îi zice Luana: date bani? Adică să o bagi în... Ia uite. Aha. Ce e asta? Asta e șpilul, băi! Pom de Crăciun, sorcovă, magie! Și coiful unde? Icălalu! Dracite! Deci mă bag cu aici, ne băgăm de săptămâna viitoare. Doamna Elena, când mă la vacanță, ajunge, vreau să fac aici tot. Mulțumim, mulțumim. Mario, Super Mario. Deci și Răzvane, dacă te uiți la noi, că știu că iubita ta e pe design de exterior. Nu, ajunge, că ai dat destul data trecută. Ajunge, e bine așa. Ia pe să te caute, lasă că te caute el. Oricum. Răzvane! Nu, gata, știe, mă, cred că sunt prima ta opțiune. Deci camera la copii, știi cum ți-o fac cu mașinuțe, cu tapet, să pune tapet, ia zi, tapet. Tapet, tapet. Da, tapet. Florin, ia-ți camera și du-te încolo. Să joace copilul, să facă frumos. Mamă, ce melodie mi-a băgat, bună dimineața! Fă și un dans acolo, fă și un dans acolo, fă un dans. Haide, okay. Haide, vino, vino, treci tu, că te vezi tu la televizor. Nu. Bună dimineața, Răzvane, bună dimineața, Dani. Salut, bună dimineața tuturor. Eram pe pârtie, am fost la Bans, comandat concursul ăla, am câștigat concursul ăla de căzături. A fost foarte frumos. Păi, ce să zic, acum am venit că... Stai, mă, locul liniștit. Mi-am pierdut săgețile, că nu mai am săgeți, că în perioada asta de pandemie am intrat în dragoste, i-am luat pe toți. Toată săptămâna. Toată săptămâna, da. Și ce s-a întâmplat? Am inventat o săgeată pentru că nu li trageam de 3-4 ori, cum era, de exemplu, Monica Columbeanu odată, câtă săgeți ne-am tras. De ce, că era lungă sau... Da, și acum, eu uite, am inventat o săgeată. Da. O săgeată cu bani. Băi, nu mai face glume cu... Dar crezi că trage la... Da, și o pun săgeata aici. Bă, iartă-mă că te-am întrebat. Formă... Fii atent, noi suntem la televizor. Tu ce ai pe dedesubt? Adică... Ce? Pampers. Am pus Pampers ca așa are... Ca să intru în personajul personajului. Uite, da, ok, nu mai pun nicio întrebare. Și eu, dacă n-am săgeți... Cade Pampersul. Ia uite, vino, mă, se vadă și pe tine. Cade de la lavalier. Cade de la lavalier. Da. Se vadă și pe el la televizor. Trageți un pic Pampersul. Trage un pic de jos în sus. Bun. Așa. De ce? Cine de ce... este puiul? El e puiul. Trebuia să fie și el tot cu pidon, dar n-am mai avut pene pentru el. N-am mai avut pene și l-am... L-am îmbrăcat în... În găină. Păi nu, e pui. Dar
Nu mai am un pene. Da, am înțeles, gluma. Ce? Vrăduțe, ce mâncare face acolo? Ceva dulce. Supă de găină. Supă de găină. N-are Vlăduț la valieră? N-am mâncat niciodată supă de găină. Păi că e Cupidon. Știi de ce n-am mâncat supă de găină niciodată? De ce? Că nu mi-a dat nimeni. Ai 5 minute să-i convinzi să te ia la nuntă. Da. Da. Veniți, Miri, vă rog, Miri. Veniți, vă rog. Deci ideea este în felul următor. Ia. O să... Ce? E românește, cheamă Ștefan. A, vorbești română? Da. A, scuze-o. Deci, iată, ridicați-vă, vă rog, în picioare, să vă arăt un super număr de magie. Este vorba despre toți? Conexiunea între voi doi, despre magia. A. Pentru că nu mai am săgeți, acum fac magie. Spune-te, rog, stop când vrei, spune stop când vrei. Stop. Aici, da? Ce te-aș ruga eu pe tine? Ia markerul, te rog, de aici. Așa. Și semnați de pe cartea asta, semnați semnătura ta și un mesaj, zic ceva către ea. Pune inima. Mamă, ce semnătură urâtă ai. Păi, da, Ștefan Daniel scrie. Asta e inima? Crezi că închina? Aia să zică... Cum să faci inima? Iubește pe mădă. Adică pe... Da. Deci fii atent, cartea asta o luăm și o punem, uite, aici, cu fața în jos, da? Ia uite, rămâne aici. Vreau să dă-i markerul, te rog, dă-i markerul. Semnează-te și tu, te rog, pe cartea aia. Să scrii ceva pe ea. E stânga ce? Da. Gândești mai repede cu 5 secunde, știai? Că dacă e stânga ce. De asta te-ai gândit și să-l iei pe el, nu-i așa? Deci atenție, două cărți vi le arăt aici, da? Pe una te-ai semnat tu și pe una te-ai semnat tu. Ia uite, una, două, da? Se vede, pe asta cine s-a semnat pe asta? Yeah. Tu, și pe asta? Eu. Te-ai semnat tu. Ia uite-te. Le luăm pe amândouă aici, le luăm pe aici amândouă, ține puțin pachetul de cărți. Ține puțin, două cărți, da? Le vezi, da? Ia uite asta și treiul de inimă roșie. Da. O să facem un felul următor. Ține-ți palma, ține palma, le punem pe amândoi, pe amândouă. Ține palma, mă, omule. Your hand here. Și acum le punem pe amândouă și pune-te-l mâna peste. Pune mâna peste. Da. E, și acum, pentru că voi v-ați unit, v-ați găsit, v-ați întâlnit, timpul se oprește în loc. Și în momentul când timpul se oprește în loc, două persoane devin una singură. Ia ridică palma. Ridică palma. V-ați semnat pe două cărți diferite. V-ați semnat pe două cărți diferite și acum... Wow! Ia. Are și asta vă las vouă, că poate la nuntă, ce să mai o să... Și mai am numele de magie, pentru că, atenție, da, oameni buni, în căsătorie, de ce ai nevoie? Cel mai important? Încredere! Încredere, da. Și de echilibru! A, echilibru! Echilibru, da, atenție! Haideți, veniți, bărbații, veniți, stați acolo să vedeți număr de... Deci fii atent, așează-te cu fața spre mine, cu fața pe scaun, așează-te cu fața spre mine. Vino și tu, te rog, așează-te, te rog, cu fața încolo. Cu fața încolo. Vino mai aproape. Așează-te mai aici. Nu, tu la scaun, nu lasă-l, așa, aia. Vino și tu, te rog. Așează-te, te rog. Așează-te cu fața încolo. Așează-te. Vino mai pe aici. Mai. Nu, scaunul lași. Vino mai pe față. Răzvane. Ia puiul. Nu, vino și tu, Dani, că și tu urmează să te căsătorești, te rog. Deci atenție, Dani, cu fața încolo, da? Atenție. Aia. De ce? Avem nevoie. Băi, nu trebuie să fie un pic mai aproape. Ia uite. Nu, lasă. Avem nevoie de echilibru, da? Vino tot, dă-te mai așa. Wow! Ia uite, de echilibru. Mi-ai băgat penele în ochi. Sunt penele de împerechere, stai să le schimb. Ca așa în sus le am de împerechere și în jos le am de om normal. Ca să ai nevoie de încredere, de stabilitate în cuplu. Ce bine. Ține picioarele la 90 de grade. Picioarele 90 de grade. Aici, atenție, te lași ușor, ai încredere în el, lasă-le pe spate. Ține picioarele la 90 de grade, stai bine. Ține picioarele în spate la 90 de grade, stai bine aici, da? Vezi, stă bine, vezi că nu. Da, mă, stai picioarele la 90 de grade. Stai aici, bine? Dani, stai bine? Băi, stai bine, picioare. Un pic, băi, rog. Lasă că e bine așa. Stai bine. Ridică fundul. Hai, ridică fundul. Hai, picioarele 90 de grade. Ridică fundul. Iubi, ține-te. Hai că stai, bă. Bă, bebiță, băi. Încredere, echilibru, ține. Nu e bine. Ridică. Robert, nu e bine, n-ai calculat bine. Așa, băiatule. Ia uite. E dragoste unde e dragoste, e înțelegere, stabilitate, vorba de echilibru, de încredere. Avea încredere unul în celălalt, hai să ne continuăm emisiunea. Păi și cu ei ce faci? Așezați-vă în fund. Stați acolo, că luăm. Asta ne trebuia. Atenție, ăsta este un număr genial. Mai avem timp de un număr sau luăm o scurtă pauză? Mai am cât un număr pentru fiecare, Răzvane. Da, mai omor, vin încoa. Luăm o scurtă pauză și după aia poate mai... Ba, suge burtă.
După aia poate ne revenim. Te rog, eu mult nu mai fac. Am două numere de magie, super tari. Acum asta cu asta cu... Uite, iau-te traseul, puberul, iau-te. Da, mă, las. Traseul, că traseul, ce se obosești. Întâmplă? Lasă-mă în pat, vină încoa. Magii. Ei. De la Pampers, o tot miroase, așa că mi-e șupă. Hai să luăm o scurtă pauză să se dumirească și juriu. După care ne întoarcem la Neața, la Căsătorește-te la Neața, finala. Căsătorește-te la Neața este finala. Astăzi inelul cu 47 de diamante își va găsi, nu-i așa? Câștigătorul? Soare, da? Dacă ne lași în pace, o să mergem foarte repede prin această zi. Haideți să vă spun, o să intru în ce am zis. Deci uitați-vă puțin, puberul. Toate cărțile sunt diferite de la început și până la sfârșit. E un număr personalizat pentru Cristi și Maria, da? Număr personalizat de dragoste pentru Cristi și Maria, da? Maria, ia te rog o carte de oriunde vrei, ia uite. Maria, ia o carte de unde vrei, ia, da? Ia uite. Ai luat, arată-o la cameră să o vadă toată lumea. Nu știu ce carte a luat. Pune te rog cartea unde vrei tu. Puiule, puiu, adu mașinuța, te rog, puiu, adu mașinuța. Deci, atenție, toate cărțile astea se amestecă, ia uite, toate cărțile sunt amestecate și acum tu, cine a luat cartea? Maria a luat cartea? Ia și tu o carte și pun-o, ia o carte de unde vrei. Ai adus un tank. Așa, și pun-o jos cu fața în jos, pun-o jos cu fața în jos. Nu te mai uita, mă, omule, la ea. Ia, mai iau o carte, ia pur și simplu o carte, nu te uiți la ea. Nu te uiți la ea, pun-o, te rog. Dă-o încoace. Le amestecăm, le lăsăm aici. Mai ai o carte, mai ai o carte, mai ai o carte, mai ai o carte. Mai am, pun-o jos, pun-o jos. Mai ai o carte, mai ai o carte, mai ai o carte. Pun-o jos, pun-o jos. Câte sunt? Patru. Mai ai o carte, mai ai o carte. Pun-o jos, pun-o jos. E, fiecare carte, cum le-ai pus tu, una vine aici, una vine aici, una vine aici, una vine aici. Ții minte ce carte ai avut, da? Maria, ții minte. Dă drumul la mașinuță și ca să corespundă dragostea voastră, adică cum ai ales, nu, tu. Cum ai ales tu, pune numai unde vrei tu, ori la 1, ori la 1, 2, 3, 4. Mașinuța trebuie să ajungă fiind la cartea ei. Dacă e ajunge, o să rămâneți împreună. Dacă nu vă zic, n-are rost să mai stați. Iată, iată, se duce de la numărul 3, se duce pe inimioară, ceea ce înseamnă dragoste, speranță și noroc. Stai. Iată, se duce pe la 3, la 3, merge, 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 merge. Stai, nu, pune la număr, pune. Iată, se duce la 5, la 5, la 2, mai, na, tu, pune tu la ce număr vrei, pune la ce număr vrei. Iată, se duce de la 1, de la 1, se duce pe traseul inimii, viață, dragoste, respect, speranță, mântuire și iată, se duce mântuire. La cartea asta, atenție, până la urmă s-a dus oriunde a vrut ea, putea să fie cartea asta, putea să fie cartea asta, putea să fie cartea asta, ce carte ai avut, Maria? 4 de inimă roșie. 4 de inimă roșie, bun, 4 de inimă roșie, bravo, să rămâneți împreună, salutați-vă, vă rog, salutați-vă, bravo, salută! Bă. Mulțumim, vă rog să mă retrageți. Alex și Mădălina, vă rog, nu mă atinge invitații. Te rog eu frumos. Fete sau băieți, nu contează. Vine la ta, să fie cu tremur. Unde să fie cu tremur? În casele oamenilor cu tremur. Băi, am avut 2020 să facem numai asta. Lasă-o mai ușor. Alex, deschid, foarte emotiv. Alex, da. Cu? Mădălina. Mădălina, vă aduceți aminte? Îți filmează puțin, te rog, că vreau să pun și eu pe Instagram. El, le-am zis tuturor să-mi dea și mie follow pe Instagram. Sunt și eu oameni buni la început. Am și o pagină de Instagram. De magicianul Robert Tudor, mai am puțin și fac 100 de lei. Fac și o reclame, mă umplu de bani, nu mai vin apoi. Deci, atenție, domnișoară, gândiți-vă la ora. La ora, când, de cât din sunteți împreună? Aproape 3 ani. 3 ani. Vă aduceți aminte când v-ați sărutat prima dată? Da. Vă aduceți aminte? La 10 pe noapte. Nu fix. Trebuia să spui. Nu trebuia să spui. Hai să facem altfel. Gândiți-vă la ora când v-ați întâlnit prima dată. Doar vă gândiți. Da. Țineți minte ora la care v-ați văzut prima dată? Am un ceas, acum e 11, da? 11 și... Ia uite. 11 și e 11 și da? Gândiți-vă la ora când v-ați întâlnit prima dată. Da. O să încerc să văd în ochii voștri ora la care v-ați văzut voi prima dată. Te gândești la oră? Da. Ai ora în minte, da? Da. Ține palma, te rog, ține palma, te rog. Ține palma, te rog. Ai o oră în minte. Da. La care v-ați întâlnit pentru prima dată în viața asta și sufletele voastre s-au atras, parcă ați fi suflete pereche. Inșel. Da. Din miliarde de oameni de pe pământul ăsta, voi v-ați întâlnit. Și vă e dat sau nu vă e dat să rămâneți împreună? La ce oră v-ați văzut pentru prima dată? Spune, te rog. La 11. La 11, da? Da. Și ceasul cât era? Tot 11 era, nu? Da. Uită-te la ceas, te rog. E 11? Da. Nu cred. Nu cred.
puteam să pun orice oră. Arată ceasul, e 11 și 2 minute și acum e 11 fix. Da. Iau la nunta mea, să știi, că mi-a dus din nou. Ai, bucură, da. Vedem că s-au anulat toate nuntile, dar am trecut pe anul ăsta și nu prea mai am liber. Da, vin. Mulțumim foarte mult, Marciano Robert Tudor. El nu e așa, este mult mai serios, mai ales atunci când e cu soția lui, căsătorit de cât? Căsătorit de 6 ani. Și doi copii. Și doi copii, dragoste. Deci... Vă rog, dacă vreți pe Instagram-ul meu să nu mă înjurați acolo, că nu vă dau blog acolo. Cer scuze, o ștădănică. Dani, vă zic, e chitura de rădătă și când mă duc. Magicianul Robert Tudor a fost într-o vacanță acum câțiva ani pe o insulă unde așa se aplauda la orice număr de magie. Așa s-a aplaudat! Așa s-a aplaudat! Perioada asta! Așa mulțumim. Le mulțumim mirilor, potențialilor miri, finaliștilor că au participat la jocurile noastre un pic dubioase, da. Și în aplauze! În aplauze! Și găina! Aplaudați-l și pe puiul, săracul pe tare de tras! S-au sentit spatele aia cu oră și că bravo, omule! Puiul vorbește! Emilia Ghinescu a venit alături de noi. Cântăm să ne intrăm în spiritul unei nunți normale, vă rog! Sorin, îmi conjunește în capul ăsta de gândire. Ce faci, bă, te-ai însurat, bravo! Răzvane, ți-am prezis în urmă cu 2 ani cu o rață că te gândești că chiar cu fata aia când s-a închis cutia și că trebuie să o iei. Vine un pic să spun. Dani, scuze-mă. Dacă, fii atent. Răzvan, deci, și Dani. Răzvan. Eu sunt Răzvan dacă vrei. Dar dacă vrei, prevestește-i și colegului ceva, că tu ești magician. El mai are câțiva 3 ani de burlăcii. Mâine se căsătorește. Haide. Spune-mi, te rog, de ce te-ai pregătit așa? Dragi prieteni, astăzi eu, ca să vă zic cinstit, sunt nutriționist. Se vede. Specialist. O să mă vedeți așa, da, sunt nutriționist și am adus, am inventat eu niște rețete, cum e canguru, cum e alea, mă, de slăbit. Eu sunt pe îngrășat. Canguru? Măi, ăștia au inventat niște să nu mănânci între 5 și 12... Ducan. Și... Ce proce asociere am făcut de la ducan la canguru. Da, bun. Dar băiatul e deștept, am înțeles, bravo. Deci tu ne înveți să ne îngrășăm. Cum să ne îngrășăm? Da. Okay. Da. Care sunt? Păi simplu, uite, ai văzut la duță. Nu. Păi, și sunt foarte supărat. Dați-mi voie să vă arăt. Iată, o să facem un mic dejun corespunzător. Și în primul rând să nu lipsească de la nicio masă pâine. Poftim pâine proaspătă. Deci ești tu inversul nutriționistului. Sunt persoane, mai ales băieți, care vor să pună niște, să fie mai întremați, așa, mă, da. Dai lua pâine. Și astăzi o să facem noi, careva să zică, un mic dejun cum trebuie, ca la carte, uite, bă, nu mai merge asta. Dar da. Ce, bem benzină? Nu, așa se face, ca să, mic dejun, faci și tu niște omlete, ceva. Ai văzut că de dimineață l-ai pierdut pe Oprișan? Da, sunt foarte supărat. Pentru ce? Pentru că mi l-a luat pe Oprișan din echipă, pentru că fac și echipă de sumo, eu în România, pentru prima dată în România. Echipa greșilor. El a venit în ianuarie, domnul Cătălin Oprișan, din ianuarie este, și luna viitoare avea meci. Că era greș și acum s-a băgat, dar nu-i nimic. Iar la mala am păpăduit. Vino cu a. Scuzați-mi, da. Da. Iată un mic dejun sănătos, să vi-l arăt. Da, ce? Flambăm ceva? Da, vino cu a. Blăduți, fii atent la... Așa se face un... Puberu. Puberu. Hotărâți-vă. Hai de la... Puberu. Ce? Că avem și alte camere, nu mai puberul lucrează la mea. Uite, tată. Deci, asta este un mic dejun sănătos, da? Ca să iasă fără. Iată, acesta este un mic dejun corect și sănătos. Uai. Pe care vreau să vi-l arăt. Și normal, ca un mic dejun ai nevoie de parizer, ai nevoie de roșii copioase și frumoase, da? Ce faci, un submarin? Te apleci în microfonul ăsta și nu se aude nimic, îți jur. Băi, stai la loc. Ai capul prea plecat. Ai la o mamă și un culiță aia, să ce aia. Mamă, cu roșii, tată, cu ceapă. Ce faci? Asta este sănătate curată, ai luat ceapa, ai spart-o.
uitați-vă. Zici că suntem la câmp. Ai nevoie de ceapă, tată. Să punem un șervet înainte. Și faci cum să face normal ca la noi la țară când terminai. De unde ești de loc? De unde ești? De unde ești de fel? În Dragomireș Vale, județul Ilfov. Bun. Așa, și acolo tati mai puneai și... Ia uite cum miroase. Bun. Ai mai pui acolo. Mai avem aici crembuș de aia bun. Dar nu e sănătos. E sănătos pentru că iată așa te îngrași. Dacă vreți avem și un desert foarte copios. Ai nevoie de muștar. Ai zis că faci magie. Sunca de aia bună, sunca de aia bună. Da, m-am înțeles, au văzut oamenii. Magie, că de-aia te chemă. Bă, vezi că te-ai luat spădește. Ai nevoie și de desert. Da, de desert. De desert avem partea a doua. Partea a doua de desert, da. Mici, evident. Mici cu cârnat și aici, normal, mai pui și o roșie. Imediat vine și magia. Ca să mâncăm și legume, nu? Asta e magia, mă, că apare mâncarea prin magie. Da. Asta-i toate numerele de magie de azi? Da, da, da. Dar magie când facem? Am înțeles cu capacul, cu asta. Da, le-am, bine, le-am, trecută, am, madurul magia lui până pe duminică. Mai pui și niște ceapă. Da. Ai dat cu muștar maioneză? Încearcă să nu pui mâna pe toate ca să mănânc și eu deși. Da, că mi s-a făcut. Ceapă că în Turcia, am văzut în Turcia. Nu, asta e sarea, cu sarea face. Băi, auzi, grasule, și sare, ai nevoie și de sare. Da, asta se pune așa cum ai. Așa, foarte important. Ai intrat costumul la urică, l-ai umplut. Asta e ideea, să mănânci copios, că te îngrași. Asta conține foarte multe vitamine, carbohidrați și îngroșat de sodiu. Se pun astea toate și când mănânci, mănânci, tată. Submarin. Am înțeles. Deci asta... Da, magie, când facem? Că de-aia te-ai chemat. Acum, că am făcut asta în mâncare, da. Se apare prin magie, îi facem bonat micul, micul e cald. Când bă, nu mai mânca la televizor, te rog, nu e foarte frumos. Și sunt de sâmbătă. Da. Și avem și desert. Deci, doamne, desert. Ce a pierdut Oprișan. Oprișan, l-am luat pe Oprișan de aici la ea. Ia uite-mă că am uitat furculița. Aoleu! Bă, nu mai mănâncă copiii acasă, bă. Ce, desertul clătite cu ciocolată? Clătite se bagă pe nerea suflate. Da. Ok, magie, facem ca avem la apucată, da. Magie. Numele de magie, ca să nu transpiri, veniți, vă rog. Bă, nu vrei să te ștergi pe mâini, totuși? Da, bă, dă-ne niște... Luați voi cărțile aia, bun, nu te mai plimba, te rog, prin cadru, că nu știu cum te filmăm. Niciodată să nu vă lipsească pâinea din tot ce aveți voi acolo, pâinea importantă. Eu am inventat ceasul deșteptător care se pune pe frigider la ora 2 noaptea să te trezească din somn, să te aducă, căci noaptea să pune cel mai bine mâncare asupra, băi, din locul lui Oprișan, vreau să te fac pe tine gras frumos. Ia, și când o să particip la sumo, pentru că ăștia se leacă cu proteza aia de... Facem proteză din pâine. Din pâine, tati. Că de ce pâinea se duce în interior? Să o facă în intestinul subțire, în intestinul gros și de acolo te face... Văd, ai și studii. Ai pune, am studii, da. Un număr de magie. Da, te rog. Deci e foarte important să nu faci nimic. Ai luat cărțile. Ține cărțile. Ca să nu faci nimic, mă, la numele de magie, pentru că de ce? Transpiri. Dacă te agiți, transpiri. Pune carte peste carte jos. Una. Arată două. Toate cărțile, sunt diferite, arată. Toate cărțile. Bă, e una, nu, ai mai folosit-o. Semnat. Nu contează, deci pe aia nu alegem. Nu. Bă, te-mi-ai făcut magie cu tine. Așa, ține-le. Pune carte peste carte jos. Ne. Câte două, câte trei, câte patru. Ne. Te oprești unde vrei tu. Uite-i. Te uiți la o carte. Mai pun două. Arată-o la cameră, nu mă uit. Da. Pun-o jos. Aici? Pune toate cărțile peste. Ne. Strânge-le, că eu să nu știu unde se află cartea. Și lasă-le acolo. Poți să faci magie așa grasă? Da. Dați-mi voie să vă arăt. Ia veniți cu acest să vă arăt. Ca să nu te agiți. Să nu te agiți cu un singur deget. Atenție, să nu depui efort. Ai pus degetul, ai lăsat și asta este cartea ta. Ia o, te rog, arată-o la cameră. Poftim, asta. În al doilea rând. Aia e, mă? Cu degetul, băie, cu degetul. Ai fost cu minte? Ia și tu cărțile. Da. Pune carte peste carte jos. Pune câte două, câte trei, câte patru, câte cinci, câte șase, câte șapte. Pune peste. Pune peste. Așa să fie. Mai dă-i. Te oprești unde vrei tu. Te uiți la carte, o arăt la cameră. Pune-o jos. Pui toate cărțile peste. Ești nenorocit.
Mă noroc și că mi l-ai încurcat de dracile alea. Dar nu era bine, tati, era că ai pus, ai pus, ai arătat-o la cameră. Să pui toate cărțile deasupra, grasule. Toate cărțile peste, dar ce dracu să, să înțelegi tu? Ăsta îți ghicește gândurile, știi exact unde se află cartea ta, îți ia gândul, grasul se numește, grasul. Iată, se ia, se ia, se citește gândurile, ia. Ce carte ai avut? Nu. Nu. 10 de... Treplă. Cred că e dincolo. N-are cum, mă. Hai să mai facem o dată, poate ne iese. Uite-l, mă. Uite-l. Super! Da, mai fă o dată, mă. Mai fă o dată, ia. Da. Ne facem. Ia, băia, ține, partea. Pune carte peste carte. Te oprești unde vrei, oprește-te undeva. Uite-te la carte. Pun-o, pun-o, pun-o jos, acolo. Toate cărțile peste. Pam! Ca să nu știu unde se află cartea ta, le mai tăiem o dată. Le mai tăiem o dată de aici. Le lași, ai lăsat aici, ți-a luat gândul, te gândești la ea, o ia, pas și poftim 3 de rom. Na, gata! Hai, hai. Și aici, acum, greșatul, pentru că avem o echipă foarte mare, ea chiar îi aștept pe oameni să vină să se înscrie la noi în echipă. Sunt unii, da, 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 sunt unii care nu mai au nevoie de ceas deșteptători, se trezesc singuri până la 2-3 noaptea, de mâine să văd din frigider, da, de foame. Aici avem un gras, cum ne mulțim noi în echipa noastră, aici un gras, pe partea asta 4, pe partea asta 3, că ne mulțim și pe partea asta 6. 1, 4, 3, 6, 1, 4, 3, 6. Și acum vă arăt, vă arăt, sunt doar două, sunt doar două, dar eu pun mâna aici, o acopă una. Și aici, uite, pun mâna, acopăr, 4. Aici parcă ar fi 3, dar de fapt nu sunt 3. Da. Pe partea asta parcă ar fi 6, dar nu sunt 6, da? Deci ușor. 2. Da. 4. 4 pe partea asta? 3. Pe partea asta? 5. 6. Și pe partea asta? 3. Și pe partea asta? 4. Așa ne mulțim noi, pe magie, pe dragoste. Te-ai surat, te-ai surat, ai făcut munda, ai făcut alea frumos, rău de tot, mi-a plăcut rău de tot. Și eu vreau să te fac pe tine la cura de îngrășare. Fii atent, fiți ar burta asta. Ce, ce? Vreau să le urez astăzi toate femeilor, bărbaților, Constantin și Elena și soției mele și doamna Elena. Asta trebuie să încep, dobitocul. Doamna producătoare, nu că la sfârșit că... Soția și producătoarea. Soția și producătoarea, da? Da. Fără Elena aș putea trăi. Ce? Iată, bă, prietenul meu, eu... Vreau să te bagi pe tine în cura de îngrășare ca să te alegi. Am văzut poză cu tine cu una gagică, mă. Ca lumea de tot, ai văzut la nuntă? Ca lumea ce, ca lumea? Ea sau poza? E gagica ca lumea. Seamănă cu Lidia Buglele aici. Te mor eu. Bă, bă, dar numai că nu mai e blondă. Ia soră ta. Am zis că am plecat acum ca flest. Am plecat în ația. Ia-ți astea și arată de ceva cu el. Asta ca să mănânc chipsuri, bă. Nu suca, mă, nu... Hai, șartili! Bun, ce-ai în ăla? Întreabă lumea ce-ai în ăsta. Păi am avut, mă. A, s-a dus? Hai, mai fac o dată. Bun. Vrei și tu Nația Express? Aș vrea și eu Nația Express, dar n-am partener. Nu. Vreau și eu Nația Express. Caut și eu Nația Express pentru un partener în Nația Express. Cine să vină, mă, cu tine? Că eu cu mine. Ba da, fratele meu, că știu engleză. Ia, întreabă-mă ce fac în engleză. How are you? Fine. Le-am pe engleză, știu franceză, știu engleză, știu spaniolă. Next magic number. Doamna producătoare de la Nația Express de acolo. Nu mai zice nimic. Nu mai zice nimic. Cu Lidia Buble, mă, lăsai? Lasă, ajunge. Ajunge. Haide, haide, ultimul număr, că nu mai avem. Nu mă trebuie cu nimeni, dacă nu știi engleză, nu mă trebuie. Am înțeles. Eu sunt foarte dificil. Gândește-te la un animal, orice animal vrei tu. Existent sau care nu mai există? Care există? Care există? M-am gândit. Pisica. Pisica, ia uite. Șarpii, s-a transformat în șarpii. Pisica s-a transformat în șarpii. Ultimul. Mai avem unul? Asta a fost, nu mai am. Data viitoare, dacă am venit cu asta, cu îngrășatul, cu mâncare, cu băutură. Și cu gluma cu Lidia Buble și gata. Cu Lidia Buble. Bobiță, și... ai alți fiini mai ok? Ce? Să ne trimiți la emisiune, că ăsta, na, a fost ultima lui apariție. Auzi, băi!
Nu mai dacă, zice, nu, nu mai zice nimic. Dacă mergi în aceeași fel, mergem amândoi. Nu am de ești ferici. Tu concediu de aici? Ce să facem acolo? Să câștigăm probe de alea, lăbatul. Păi ce să câștigi? Bun, va trebui să luăm o scurtă pauză, îmi cer mii de scuze. Vede, mă? Da, ați... facem o pauză de 6 luni. S-a adunat Natanticu. Natanticu, zic că s-a dus? Da, ați, ați crede că ne trebuie o pauză ca să luăm publicitate? Nu, 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 ne trebuie o pauză ca să-l... să-l batem de să-l dezumflăm. Nu mă cet așa, fără să mă vadă luna. Băi, chiar, da, când au adus paza pentru Mirela, n-au putut să... Vine un pic. Ia, fac geamul, băi! Fii atent. Vino să te vadă și băieții de la paza. Auzi pe Mirela, vai de aia, deci, fac geamul. Ia, deci... fac geamul, să-i bagă-ți capul. Doamne și domnule. Răzvane, e normal, mă, dacă pe astea le chem pe tine. Paza, paza. E dezbrăcat și are un pietră în loc de cap. Dacă se vine toată ziua de dracu, vine dracu.